Sunt eu, am aproape 16 ani și sunt ambasador la Smart. În următoarele minute o să încerc să fac un portret de ambasador și o să vorbesc despre pasiunile mele și despre ce mă motivează. Cred că mulți dintre voi știți că limbile străine sunt pasiunea mea cea mai mare. Am ajuns să văd o limbă străină ca o cartelă de acces spre orice fel de cultură, orice fel de oameni și orice fel de țară. Și cred că asta a fost ceea ce m-a atras pe mine acum 9 ani de zile, chiar dacă nu mi-am dat seama, spre a învăța cât mai mult și a acumula cât mai mult din cultura englezească și din limba lor. Bineînțeles că de la limbi străine au apărut și alte pasiuni ale mele și printre care se află și comunicarea. N-aș spune chiar că este o pasiune, dar este o nevoie a mea foarte mare de a comunica și de a vorbi cu oamenii de lângă mine și de a vedea ce interesează și ce vor să facă, ce intenții au și care sunt visurile lor cele mai mari. În momentul în care am observat că îmi place să-mi dau cu părerea pe anumite subiecte, că îmi place să vorbesc foarte mult, am încercat o vreme și dezbaterile. Chiar anul trecut am fost la o dezbatere și împreună cu echipa mea am și câștigat. Și acum mă uit în urmă și mă bucur enorm de mult că am participat pentru că a fost o experiență extraordinară. Proiectele internaționale mă mai interesează foarte tare și îmi plac foarte mult pentru că acolo îți poți da seama și poți vorbi în primul rând cu persoane din toate colțurile lumii și ajung la un moment dat la concluzie care pare destul de evidentă, că realitatea ta nu este singura care există. Și pe mine asta mă fascinează foarte mult la momentul actual. Dar toată chestia asta cu dezbaterile și cu proiectele și cu vorbit în public și așa mai departe, se bate cap în cap cu o parte a personalității mele, care este timiditatea. Eu din fire sunt puțin timidă, dar de la un timp am început să ies din zona mea de confort și să încerc să mă împing din zona de confort pentru că nu-mi face foarte mult bine. Și chiar au fost momente în care mi-am ieșit din zona de confort și tot a fost ok, tot a fost bine și m-am bucurat foarte tare. După m-am dat doi pași în spate și mă gândeam, Doamne, ce aș fi putut să ratez dacă nu aș fi ieșit din zona de confort, ce aș fi stat acolo și m-aș fi simțit ok. Adică aș fi putut să pierd prieteni, distracție și mii de oportunități. Un alt hobby al meu este cititul. Îmi place foarte tare să citesc și de la un timp am început să-mi cumpăr cărți de dezvoltare personală. Pentru că încerc să văd cam ce se întâmplă cu mine, de ce simt ce simt și să mă înțeleg pe mine, în primul rând, să-i înțeleg pe alții, să înțeleg oamenii lângă mine, anturajul meu, să învăț cum să reacționez în anumite momente din viața mea. Și de asta mă pasionează foarte tare și psihologia este un alt hobby al meu. Și în altă ordine de idei, pe o cu tot altă parte, mă pasionează foarte tare gătitul. Este un hobby pe care l-am descoperit acum câțiva ani, dar nu l-am cultivat foarte mult. Am început acum de curând să încerc tot felul de rețete și cel mai mult îmi place să îmi prepar tot felul de dulciuri. Mai sunt pasionată și de handcrafting, adică îmi place foarte tare să pictez, dar pe orice, dar nu pe foaie,
pentru că pe foaie sunt oribil la pictat. Deci nu, stau foarte prost la pictatul pe foaie. Îmi place foarte tare să fac origami și la un moment dat plănuiesc să învăț puțin pe... să cos și o să încerc să-mi fac o rochie mai pe partea asta de fashion. Și cam atât cu hobby-urile și vreau să vorbesc puțin și despre visurile pe care le am eu. Sunt visuri foarte mari, adică vorbesc de admitere la Oxford sau NYU și apoi mi-aș dori să mă mut în New York și să-mi încep cariera. Vreau foarte tare să devin interpret de conferință și cred că sunt sigură că o să-mi reușească. Dar ca să fiu foarte pozitivă pe partea asta cu visurile mele foarte mari, cel mai multe ori îmi trebuie foarte multă motivație și aici vreau să ajung. Am și un motto pe care îl ador și l-am și pe perete aici și spune așa: If you can imagine it, you can create it. If you dream it, you can become it. Și asta înseamnă că dacă îți poți imagina, poți să creezi ce-ți imaginezi și dacă poți visa, poți să devii ceea ce visezi. Cred cu tărie în motto-ul ăsta și pot să spun că mă reprezintă. Și pe lângă motto-uri inspiraționale, încerc să urmăresc cât mai multe personalități, să încerc să văd cam cum au ajuns ei, unde au ajuns și să văd dacă se aplică și la mine. Dar am un obicei pe care cred că eu că este foarte bun. În momentul în care nu mai sunt eu și încerc deja să fac prea multe lucruri care nu mă mai caracterizează, mă dau puțin în spate și spun stop și încerc să îmi revin la normal, să fiu din nou eu. Adică, cred că să fii tu este cheia succesului și este unul dintre cele mai importante lucruri în viață. Cam asta am avut de spus. Sper că nu v-am plictisit, chiar sper. Și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas cu mine. Să aveți o zi minunată în continuare. Vă pup și la revedere!